Bun găsit, nu-ți convine ce zice un parlamentar? Îi tai microfonul. E tradiția bună, în ghilimele, bineînțeles. În Parlament, acum a fost moștenită de Liviu Dragnea. Poate pentru că subiectul era ferma de porci a fiului lui Dragnea. Traian Băsescu l-a atacat pe șeful PSD în plenul reunit, afirmând că mai bine s-ar face o comisie privind ferma din Teleorman decât să se investigheze, așa a zis, gaura lui Cioloș. Liviu Dragnea i-a tăiat microfonul fostului președinte în momentul în care acesta a luat apărarea guvernului tehnocrat. Niciodată n-am crezut în nevoia și în realismul unei comisii de anchetă cu privire la buget. Doar dacă nu suntem cinstiți, nu recunoaștem că cele întâmplate în bugetul guvernului Cioloș s-au întâmplat în bugetele tuturor guvernelor în ultimii 15 ani. Așa se întâmplă în fiecare an și se va întâmpla și anul acesta. Întrebare, veți face o comisie? Acest raport vorbește de funii în casa spânzuratului. Când credeți vreodată că veți realiza veniturile programate în bugetul guvernului Grindeanu? Nerealizări la încasări din fonduri europene. Dragii mei, vă dau o veste proastă. Veți avea încasări de fonduri europene zero anul acesta. Pentru că nu a mai suportat criticile la adresa guvernului Grindeanu, Liviu Dragnea i-a tăiat microfonul fostului președinte. Nu veți respecta programul, așa că foarte probabil vă veți încadra în deficitul bugetar, în schimb veți face ce a făcut și guvernul Cioloș. După câteva momente, Dragnea s-a răzgândit. Mai aveți 30 de secunde. Și i-a aruncat fostului șef de stat mingea la fileu. Traian Băsescu i-a sugerat șefului PSD un alt subiect pentru o comisie de anchetă. Că ați spus și data trecută că pe timpul dumneavoastră v-am atacat. Permiteți-mi să vă atac din nou. Decât o comisie de anchetă pentru bugetul guvernului Cioloș, mai bine o comisie de anchetă pentru ferma de porci de la Teldrum. Acuzațiile lui Băsescu l-au enervat la culme pe liderul PSD. Cei doi au avut în schimb acid de replici. Legat de ferma de porci, nu știam că aveți și această specializare. Eu vă readuc aminte că suntem aici, nu acolo, ci în Parlamentul României. Dumneavoastră puteți să vă băltiți în ce vreți dumneavoastră. Eu nu. Eu în acea mocirlă nu intru. Liderul PSD s-a apărat. Eu am făcut lucruri mai grave. Am rude care cultivă roșii în sere. Și avem și un program pentru roșii. Și forma este continuată. Am rude care cresc oi. Da? Și avem un program pentru înființare de centre de colectare pentru lână. În disputa din Parlament, raportul realizat de Comisia de Anchetă Parlamentară privind rectificările bugetare realizate de premierul Dacian Cioloș a căzut pe planul secund. Deși urma să fie votat în plen, Liviu Dragnea a propus retrimiterea raportului la comisie. Retrimitere care s-a votat cu 201 voturi pentru și 81 împotrivă. Și vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Alături de mine, domnul